Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru luni. Ei bine, ziua de luni vine cu intrarea lui Mercur în semnul Taurului și de asemenea discutăm despre o cuadratură pe care Mercur o face cu Pluto din Vărsător chiar în ziua de luni. Ei, și asta înseamnă că Mercur acolo vrea dovezi palpabile, de ce nu? Mercur în Taur vorbește despre apreciere, da? Vom discuta cu toții despre valoare, despre bani, despre apreciere, despre mâncare, despre dovezi fizice, palpabile, pe orice domeniu din viață. Și mai mult decât atât, acel aspect pe care Mercur îl face cu Pluto din Vărsător nu e neapărat cel mai benefic, pentru că, vezi tu, Mercur în Taur vrea dovezi palpabile, fizice, vrea valoare și uite că domnul Pluto din Vărsător îi arată, pentru că Pluto în Vărsător, bineînțeles că va scoate la suprafață tot felul de adevăruri. Poate dureroase pentru unii, pentru alții este vorba despre tot felul de situații ciudate care se petrec. Ei, și tot astăzi, luna e prin fecioară și prin fecioară pe acolo ea e ocupată de muncă, da? Deci cu toții suntem concentrați pe muncă, pe sănătate, pe părți practice și uite că și luna face un aspect cu Uranus, Uranus din Taur. Asta înseamnă că din nou e o zi cu surprize. În general, Mercur acolo în Taur, să știți că face și aspecte pozitive săptămâna asta, dar tot se mai ceartă așa cu câte cineva. Chiar cu Lilith la un moment dat se va certa. Și hai să vedem, avem împărăteasa, data de 3 aprilie, care vorbește despre abundență, vorbește despre bucurie, vorbește despre acel moment în care ne concentrăm cu toții, așa cum am spus, pe lucruri palpabile, pe confortul nostru, pe bani, pe felul în care arătăm. Și da, energia generală este marele preot, ceea ce înseamnă că în această zi de luni, tot ce ține de planul acesta spiritual este extraordinar de important, iar dacă dorim, bineînțeles, să ajungem acolo unde visăm noi, e nevoie să dăm dovadă în ziua de luni de credință, de etică, de morală, de principii și da, bineînțeles că tot marele preot este cel care îi învață pe ceilalți, cel care îi ghidează pe ceilalți și marele preot e cu chestii practice, da? Adică face lucruri practice pe când marea preoteasă e cu teoria. Așa că, dragilor, vrem, nu vrem, se face dreptate pe planul acesta și da, uite, poate să fie o zi cu dreptate divină, mai ales cei care doreați așa de mult timp să rezolvați o anumită situație, acum aveți ocazia. Chiar dacă, repet, vom asista la tot felul de decizii ciudate în lume și în general o să vedeți că oamenii sunt ceva mai agitați față de cum au fost până acum. Bine, efectele acestea se simt deja, probabil le simțiți deja de pe duminică, sâmbătă, probabil o să le mai simțim și câteva zile după. Da? Însă, cam atât în mare parte. Da, Motanul nu știu dacă vine pentru că a fost puțin terorizat. Noi ne-am mutat weekendul ăsta și el s-a cam speriat și nu știu dacă o să mai vină. Abia am reușit să-l scot din starea lui, am mai luat niște jucărele, am luat niște recompense, am încercat acolo să-l scot. Da, o să vedeți alte carduri la Zodii pentru că pe cele pe care le știți nu știu pe unde le-am pus și nu le găsesc, n-am reușit să despachetez tot. Așa că o să folosim aceste carduri, cei care mă urmăriți de mult timp le știți deja, da? Acestea sunt, dar oricum o să specific fiecare zodie. Ha, bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit la filmările pentru această săptămână. Pentru că avem o lună plină în balanță, lună plină care vorbește despre relații și este o lună plină foarte ciudată, o lună plină vindecătoare, este adevărat, dar care, da, bineînțeles că și ea vine la pachet cu niște chestii din trecut, niște chestii din trecut care acum se reactualizează sau ne sunt aduse în față tocmai pentru a închide, tocmai pentru a rezolva anumite situații. Bun, și acestea fiind spuse, hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte și începem cu zodia Berbec. Dragii mei berbeci, pentru voi uitați că este o zi în care veți discuta foarte mult despre bani, despre valoarea voastră, despre ceea ce vă face fericiți și mai mult decât atât este o zi de luni în care o discuție cu un prieten sau un anumit plan de viitor pe care îl aveți din punct de vedere financiar poate să fie puțin dat peste cap. Și da, discutăm și despre o zi în care, să spun așa, puteți să aveți tot felul de surprize la muncă sau în activitățile pe care le faceți. Nu m-ar mira să văd berbeci care își vor schimba puțin chiar și cercul de prieteni, pentru că și pe acolo sunt niște probleme.
Da? Aflați secrete, aveți discuții, se întâmplă chestii. Atenție pe bani, da, ziua de luni, pentru că mai ales spre seară puteți să aveți niște surprize ciudate legate de un abonament pe care îl aveți. Aici va legat și de zona tehnologiei pentru unii berbeci. Hai să vedem și tarotul ce transmite, ce trebuie voi să cunoașteți. Și avem, dragi berbeci, eremitul și cu pajul de monede. O legătură cu zodia fecioară, dar uite, pajul de monede vorbește despre studiu. Și uite că este o zi în care tu studiezi, analizezi ceva, ai tu de lucru la un proiect, însă este și o zi în care, așa cum am spus, parcă alegi să te retragi, parcă vrei să studiezi ceva, să mai analizezi ceva. Unii văd că sunteți preocupați de sănătate sau de a rezolva o problemă medicală. Apoi avem faietonul, o legătură cu zodia rac. Uite că este o zi de luni în care drumurile sunt importante pentru tine, dar faietonul vorbește despre un triumf. Și uite că pot veni tot felul de vești pozitive pentru tine în ziua de luni legate de acest an 2023. Apoi avem diavolul, o legătură cu zodia Capricorn. Este clar că în ziua de luni e nevoie să te concentrezi mult pe planul material, dar să nu te lași acaparat de toată povestea asta, pentru că nu te ajută. Da? Atenție pe drumuri, dragi berbeci, astăzi. Zodia Taur, dragii mei tauri, pentru voi este o zi foarte mare, Mercur intră în zodia voastră, iar asta înseamnă că veți fi mult mai comunicativi și vă veți exprima foarte ușor punctul de vedere. Ei, acest aspect poate să creeze tensiuni la muncă, poate să creeze tensiuni în relația cu șefii, relația cu autoritățile sau chiar într-o relație oficială pe care o aveți. Pe acolo ceva poate să bubuie în ziua de luni, în sensul că vi se arată o situație fix așa cum este, vi se arată exact contractul pe care l-ați semnat, înțelegerea, vi se arată cu adevărat care e statutul relației în care vă aflați. De ce nu? Deci atenție luni în conflictele cu șefii, conflictele cu persoanele importante. E ca și cum spui acolo, vreau o dovadă, vreau să știu exact în ce poziție mă aflu. Și da, universul îți dă dovezi, doar că bineînțeles că te cam scot puțin din zona de confort. Și tot ziua de luni este despre iubire pentru tine, despre iubire, despre copii, despre afaceri, despre creativitate și da, este o zi în care uite că îți pot veni idei geniale sau ca prin miracol, da, se rezolvă ceva. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi, ce trebuie să știți. Și avem așa. Arcana majoră, puterea și 6 de monede. Foarte interesant. O legătură cu zodia Leu. Este o zi cu provocări legate de bani sau o zi cu provocări legate de aprecierea pe care tu o primești într-o relație, la locul de muncă, în general în viață. Atenție pe cheltuieli în ziua de luni. Apoi avem soarele, foarte frumos, o legătură cu zodia Leu pentru unii din nou, dar soarele vorbește despre succes, despre bucurie, despre armonie și tot soarele vorbește despre o situație care începe să se clarifice pentru tine. Apoi, 8 de bâte, multă comunicare pentru tine astăzi și bineînțeles că este o zi în care ești foarte pasional, ești foarte energic, faci tot ceea ce ție îți place și da, uite, pot veni vești bune pe neașteptate. Da? Chiar este o zi extrem de interesantă pentru tine. Zodia Gemeni, dragii mei Gemeni, pentru voi este o zi cu foarte mari surprize. Mercur, guvernatorul vostru, se află pe o casă astrologică foarte ciudată, ca să-i spun așa. Îți spuneam eu că se îmbunătățește comunicarea cu divinitatea și comunicarea cu sinele tău, da, cu tine. Vezi că trecutul poate să bată la ușă. Da? Sunt niște chestiuni acolo dintr-un trecut îndepărtat, care fie acum ies la suprafață, fie ți-ai pus tu o dorință cândva și ți-ai dorit o rochie, să spun. Da? Și acum apare rochia, dar rămâi și tu surprins că nu prea-ți vine să crezi că una era teoria și alta e practica. Vezi, ai grijă ce ți-ai dorit pentru că pe acolo apar surprize. Bineînțeles că este ca o criză, da, de credință pentru tine în aceste zile. Cu siguranță simți deja energiile. Uite, e important să te deschizi și e important să lași deoparte anumite idei, o anumită gândire, un anumit mod prin care te-ai manifestat până acum, de ce nu? Deci pe acolo trebuie rezolvată problema. Vezi că ți se cere să înțelegi că teoria nu e aceeași cu practica de cele mai multe ori și cam despre asta e vorba aici.
Da? E ceva legat de casa ta, de stabilitatea ta. Și de asemenea, vezi că este o zi pentru tine în care te preocupi foarte mult de trecut, de stabilitate, de tine și uite că ai o surpriză extraordinar de mare în ziua de luni. Bineînțeles că este un moment în care poți să te și eliberezi din anumite situații, că Mercur acolo în Taur e posibil chiar să-ți scoată la suprafață niște dovezi palpabile din trecutul tău. Da? Fie din trecutul tău, fie din trecutul unei relații, fie sunt niște decizii bruște care se iau. Uite, conflictul pentru tine poate să vină din străinătate, din zona studiilor superioare, din zona spiritualității. Pe acolo ceva te provoacă pe tine. Bun, da, dragi gemeni, știu, Mercur în Taur acolo vă spune clar că în următoarea perioadă, în timp de vreo două luni cât stă pe acolo, că și retrogradează, nu veți avea control asupra lucrurilor, ceea ce înseamnă că e ok să lăsați lucrurile de la sine. Spânzuratul și cu 10 de bâte. Da, era de așteptat. Ei, uite, spânzuratul vorbește despre o legătură cu zodia Pești, iar 10 de bâte vorbește despre acel moment în care ai multe lucruri de făcut. E foarte multe lucruri pe capul tău, dar uite că este o zi pentru tine în care și cu faietonul, da, nu știu, e ca și cum ai un succes, ai o bucurie, dar nu o vezi, da, sau nu te poți bucura de ceea ce e în jurul tău. Ți se cere să privești lucrurile dintr-o altă perspectivă, pentru că 10 de bâte vorbește despre calea cea grea. Încearcă să ceri ajutorul celorlalți și poate chiar să elimini, să închizi ceva ce nu-ți mai este de folos. Apoi avem regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Așa cum spuneam, o zi cu foarte mari emoții pentru tine. Nu este nimic negativ în asta. Da? Apoi avem cavalerul de cupe, o șansă care ți se oferă, o oportunitate care apare. Fie este vorba despre o propunere de dragoste, posibil și acest lucru pentru unii dintre voi, dar cavalerul de cupe vine și cu acel moment în care tu alegi să mergi pe drumul inimii tale. Da? Inima ta strigă tare că vrea într-o anumită direcție și se pare că nu vei opune rezistență. O femeie, da, ar putea să-ți facă ziua ceva mai frumoasă, ar putea să te ajute. Zodia Rac, dragii mei raci, pentru voi este o zi în care, să spun așa, intrarea lui Mercur în semnul Taurului înseamnă un moment destul de ciudat. Da? Uite, e o zi în care studiile sunt importante pentru tine, o zi în care drumurile sunt importante și da, uite că Mercur acolo intrând în Taur te ajută foarte mult să comunici cu anturajul, te ajută să comunici mult mai bine pe site-urile de socializare, te ajută să pui mult mai bine la punct anumite planuri de viitor. Dar uite că întâlnirea cu Pluto din Vărsător, nu știu cât de plăcută o să fie, pentru că pot apărea surprize legate de viitorul unei relații sau surprize legate de un proiect pe care îl ai în desfășurare. Iar dacă ești un rac singur, vezi că da, sunt șanse să apară cineva pe la orizont, dar fii foarte atent sau foarte atentă, pentru că persoana asta, să spun așa, îți poate încurca anumite prietenii în timp sau ideea este că nu te ajută. Ai un proiect, ai o pasiune și așa cum spuneam, se cam schimbă planurile, dragi raci. Da, e o zi în care puteți să trăiți intens voi, secrete care ies la suprafață, discuții pe care le ai și care, este adevărat, te vor provoca, da? Sau te vor face să rămâi destul de surprins, pentru că nu-ți va veni să crezi efectiv. Da, pisicile sunt prin zonă, așa cum am spus, inspectează noua casă. Bun, 9 de bâte. 9 de bâte vorbește despre o zi în care ți este teamă, o zi în care nu vrei să renunți la ceva anume și uite că tot 9 de bâte vine aici și stă și așteaptă. Ți-e teamă, nu știu, faci ceva. Ți-e teamă de o confruntare cu 7 de bâte. Uite, e o zi în care cu toate că ți-e teamă, cu toate că simți că nu mai poți, vei exprima cu adevărat ceea ce te nemulțumește. 7 de bâte e acel moment în care tu te lupți cu toată lumea, spui nu, eu am dreptate, rochia asta are culoarea verde și așa spun eu și nimeni nu are dreptate și mă contrazic cu toată lumea. Ei, cam despre asta e vorba. Nimic negativ în asta. Marte în zodia ta îți dă energie. Apoi avem cavalerul de bâte.
Foarte interesant. Este o zi în care ori faci sport, ori râzi, glumești, e o atmosferă bună în jurul tău, dar tot cavalerul de bâte vorbește despre o invitație pe care o poți primi, fie la o petrecere, fie la o întâlnire. Apoi, pajul de spade. Da, vezi că cineva oricum o să-ți atragă atenția într-un cerc de oameni sau tu vei atrage atenția unei persoane, că Marte în zodia ta, clar, te face energic. Și uite, pajul ăsta de spade, să știi că vorbește despre acel moment în care ție cineva ți-a captat atenția și ești curios și vrei să știi mai multe sau e cineva acolo care vrea să te cunoască. Dar fără teamă, dragi raci, fără teamă. Știu că ați fost trădați, știu că au fost ce a fost, dar de data asta e diferit. Zodia Leu. Dragii mei lei, pentru voi este o zi în care, uite, Mercur intră în Taur și intră pe casa a 10. Asta înseamnă că apar multe drumuri, multe discuții. Apar multe activități de făcut legate de cariera voastră, legate de reputația voastră, legate de șefi, da? Sau chiar uite tot felul de discuții care apar în relațiile importante din viața voastră. Și aici mă refer la relația cu partenerul de viață sau în general la relația cu persoanele cu autoritate asupra ta. Da? Uite că tot ziua de luni, da, vine cu acea ceartă despre care vorbeam eu între Mercur și Pluto. Și da, discutăm despre tot felul de discuții în contradictoriu, de tot felul de lucruri ciudate care se petrec, fie în relația cu partenerul de viață, fie într-o colaborare, într-o afacere, undeva anume se întâmplă anumite lucruri. Și de asemenea, dragii mei lei, discutăm despre niște discuții în contradictoriu, probleme legate de acte, deci atenție pe așa ceva. Bineînțeles. Da, pare rău, dragilei, de întrerupere. Da, deci o zi în care pot apărea conflicte în relații, relația oficială, în parteneriate, dar în mod special aș merge pe relații vechi, da? Pe relații care țin de familie. Da? Pe acolo sunt niște probleme care, nu știu, posibil să revină acele probleme, pentru că unii deja le aveți de ceva timp. De asemenea, este o zi în care valoarea personală, așa cum spuneam, contează extraordinar de mult și în care veți avea tot felul de surprize, nu neapărat negative. Da? Hai să vedem, dragi lei, ce faceți voi. E ceva legat de planurile voastre de viitor, viitorul unei relații oficiale, viitorul vostru din punct de vedere socio-profesional, adică pe acolo se întâmplă lucruri. Hai să vedem, dragi lei, ce faceți voi. Marele preot, cavalerul de cupe, o legătură cu zodia Taur. Este clar, uite, o zi în care ai discuții foarte serioase legate fie de o căsătorie, de o logodnă, fie legate de o relație oficială, dar uite că primești și o propunere din acest punct de vedere. Unii văd aici că aveți niște discuții în contradictoriu legate de bani sau discuții în contradictoriu legate de viața voastră. Apoi, asul de bâte, o idee bună care îți vine, o speranță mare pe care tu o ai și tot asul de bâte vorbește despre un nou început, despre un nou mod de a acționa. Uite, poți să cunoști o nouă persoană sau ți se poate propune o nouă activitate. Apoi, 10 de bâte, este o zi aglomerată în care ai multe lucruri de făcut, dar nu este o zi negativă, asta vreau să-ți exprim, da? E nevoie, așa cum am spus, să dai dovadă de credință, de etică, de morală. Vezi că este o zi foarte importantă pentru tine, chiar o zi extrem de intensă. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, ce faceți voi că Mercur, guvernatorul vostru, în sfârșit a intrat în Taur și în sfârșit vă lasă în pace și vă simțiți și voi mai relaxați, mai liniștiți. E ciudat atunci când guvernatorul e pe o astfel de casă. Știu cum e, vă înțeleg perfect, doar că e nevoie, da, de acum încolo să vă concentrați pe studiu, pe călătorii, pe relația cu persoanele care, știu eu, au niște studii superioare sau persoane care sunt cumva la un anumit nivel. Ei, și uitați că Mercur de acolo se cam ceartă cu Pluto, după cum spuneam, și cu alte cuvinte, este o zi în care totul este despre voi. Și cearta lui Mercur cu Pluto, să știi că înseamnă pentru tine acel moment în care, uite, e foarte indicat, da, să încerci să renunți la anumite idei sau la anumite convingeri pe care le ai.
Această cuadratură ție ți arată că teoria nu e aceeași cu practica și ți se arată că totul în jurul tău se schimbă de la o zi la alta și că da, ideile tale sunt bune, dar în alt context sau au fost bune până acum. Nimic rău în asta, trebuie doar să lucrezi, trebuie doar să te concentrezi pe a studia, pe a învăța, pe a te deschide pe idei noi. Atenție la muncă, atenție pe sănătate astăzi, pentru că acolo pot apărea situații ciudate. Și uite că ai o surpriză foarte plăcută undeva spre seară. Rămâi și tu surprins că poate situația respectivă este mult mai benefică așa pentru tine. În general, în activitățile pe care le ai de făcut, pe acolo să știi că apar surprize. Dar e ceva ce te vizează în mod direct. Da? Clar, pentru tine va fi foarte intens acest aspect. Să știi că Mercur în Taur nu e rău pentru tine, la un moment dat va face niște aspecte pozitive cu marcajul tău pe fecioară, deci fără probleme. Nu văd nimic negativ. E ca și cum ești împins așa de la spate, să mai înveți ceva, să te deschizi și în fața unor noi idei. Pot apărea conflicte în relația cu vecinii, cei care nu lucrați, da? Sau pe studii, atenție, cei care studiați, da? Cei care sunteți elevi, studenți, știu eu, 3 de cupe, regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Uite că este o zi cu foarte mare bucurie pentru tine, o zi în care ai parte de o petrecere, de o bucurie, cineva te ajută, cineva îți dă un sfat foarte bun. De asemenea, avem 7 de bâte, este o zi în care, așa cum am spus, vei fi puțin provocat pentru că tu îți vei susține o anumită idee și toată lumea te va contrazice. Ei, mai încearcă să asculți și de ceilalți, da? Pentru că îți sunt de folos informațiile care apar. Poate să apară o provocare legată de o rivală pentru unii dintre voi sau vă descoperiți o pasiune. Împăratul, o legătură cu zodia berbec pentru unii dintre voi, este o zi în care regulile sunt importante și tot împăratul vorbește despre un moment în care e bine să-ți organizezi lucrurile foarte, foarte bine. Da? E cineva aici care te ajută să uite dacă ai tu o pasiune, dacă îți dorești ceva anume, păi ia atitudine cu cumpăratul aici, pentru că ai foarte mari șanse de reușită. Zodia Balanță. Dragi Balanțe, Mercur se mută pe o casă mai ciudată, da, pe casa 8-a. Și acum, ce înseamnă asta? Înseamnă că e o perioadă așa pentru voi foarte intensă, din punct de vedere spiritual, pe studii, pe tot ce ține de relația cu persoanele din străinătate sau relația cu persoanele care au niște studii superioare și uite că tot Mercur acolo în Taur, să știi că scoate tot felul de secrete la suprafață. Te ajută să te conectezi foarte mult la tine și asta e important. Și uite că această cuadratură pentru tine reprezintă niște conflicte care pot apărea legate de un copil, persoana iubită, legate de o afacere, legate de niște idei. Vezi că sunt niște chestiuni care fie revin, fie sunt niște lucruri care ies la suprafață, pentru că discutăm și despre așa ceva pentru unii dintre voi. Da? Nu e neapărat ceva negativ, dar totuși ar trebui să vă deschideți. Mai mult decât atât, este o zi în care, bineînțeles că sunteți surprinși din toate părțile. Din toate părțile, din toate direcțiile și veți avea parte de tot felul de surprize, da? Poate aparent plăcute, dar oricum ar fi acea cuadratură, cu siguranță se simte de ceva timp și cu siguranță se va mai simți, da? Așa că, dragi Balanțe, vedeți ce faceți pe acolo. Vedeți ce faceți pe acolo, ce se întâmplă, discuții profunde care pot avea loc. Da, mă uit că, așa cum am spus, noi ne-am mutat și pisicile încă nu sunt obișnuite. Motanul chiar a suferit puțin, a fost speriat, panicat, mă rog. Și acum încerc să-l pun în centrul atenției și mă uit să nu facă vreo ceva. Sunt curioși. Hai să vedem, dragi Balanțe, ce faceți voi. Știu, și Venus încă e pe acolo prin Taur și... cu siguranță e o perioadă foarte aglomerată pentru voi, dar e o perioadă în care puteți să luați decizii înțelepte. Hai să vedem, 8 de spade, 4 de cupe. E un blocaj aici care nu-ți place. 8 de spade vorbește despre acea senzație de închisoare, da? E ca și cum te simți captiv într-o situație. Cu 4 de cupe e ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. Poate să fie o stare de plictiseală în cadrul unei relații sau în general în viața ta nu ești suficient de mulțumit, împlinit, ceva nu-ți place. Apoi, magicianul. Uite că soluții există. Magicianul poate să vorbească și despre o persoană care încearcă să caute tot felul de soluții la un anumit blocaj, dar atenție și la o persoană care manipulează.
Apoi, temperanța, o legătură cu un săgetător, este o zi în care reușești tu așa să echilibrezi o anumită situație, doar că tot temperanța vorbește și despre un blocaj care poate să apară, da, pe de altă parte. Că temperanța vine într-un fel cu lucruri pozitive, pe de altă parte vine cu lucruri mai puțin pozitive. Da? Cineva încearcă să rezolve o situație și acum, fie că ești tu, fie că este vorba despre altcineva, da, motanul vrea să se urce, dar mi-e frică că poate să dărâme pe aici. Bine că și-a revenit, că era foarte aiurea. Deci, dragi balanțe, o zi bună pentru voi. Acceptați, nu știu, e ca și cum vă băgați într-un compromis, dar vedeți că dacă sunteți într-un compromis și tot îl țineți acolo și tot nu sunteți deschiși, nu-i problemă, vine luna plină în balanță care vă deschide mintea. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, pentru voi Mercur se mută pe o casă a relațiilor. Asta înseamnă că e o perioadă așa în care o să comunicați foarte mult despre acte, despre procese, despre relații în general vorbind. Și uite că Mercur de acolo din Taur, să știi că te determină să faci tot felul de drumuri, fie că vrei, fie că nu vrei, legate de acte, legate de contracte, negocieri. Da? Însă, uite că cuadratura cu Pluto vine cu niște tensiuni legate de casă, de familie, legate de stabilitatea unei relații sau niște tensiuni care pot apărea din trecut. Bineînțeles că este o zi în care tu te gândești foarte mult la viitor, ești înconjurat de foarte mulți oameni și uite, chiar ai parte de niște surprize destul de interesante spre seară. Da? Fie din partea partenerului de viață, fie din partea unei persoane din familie, în sfârșit reușești să găsești acel act care îți lipsea. Hai să vedem, dragi scorpioni. Ce faceți voi? Deci o zi în care și voi sunteți în centrul atenției, până la urmă Pluto e guvernatorul vostru și e implicat în povestea asta. Vedeți că decizia e la voi, da? E ca și cum din partea cealaltă se deschide discuția, dar voi aveți ultimul cuvânt. 4 de spade, pajul de spade. Da, e o zi în care stai și analizezi ceva, cauți soluții, investighezi ceva, analizezi o situație. Pajul de spade vorbește și despre un spionaj acolo pe care îl faci sau cineva care te spionează. Regele de cupe, interesant, este energia ta, însă regele de cupe vorbește despre liniște, despre pace, despre armonie. Și e o zi în care e ca și cum îți cauți acea pace, acea liniște. Ultima carte, 3 de cupe, o bucurie pentru tine. 3 de cupe reprezintă o petrecere, o întâlnire, fie că stai de vorbă cu cineva, fie că beți un ceai împreună și râdeți, glumiți, fie pentru unii este vorba despre o mică mare petrecere. Acum, na, nu știu ce faceți fiecare. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, pentru voi este o zi în care Mercur intră pe o casă astrologică foarte interesantă și uite că apar tot felul de drumuri de făcut. La medic, la muncă e nevoie să comunici mai mult, e nevoie să faci mai multe drumuri, au loc tot felul de schimbări și uite că această cuadratură cu Pluto îți spune ție să fii ceva mai atent pe sănătate, pentru că ceva nu ai tratat așa cum trebuie și e posibil să revină. Pe de altă parte, uite, pot ieși tot felul de secrete la suprafață, se pot întâmpla tot felul de lucruri pe care nu prea ai cum să le controlezi. Apoi, tot ziua aceasta te găsești foarte concentrat pe carieră, pe vizibilitatea ta publică și uite că de acolo chiar ai o surpriză plăcută undeva spre seară. Chiar dacă aparent lucrurile sunt tensionate, soluții există pentru tine, doar că ți se cere și ție să te deschizi puțin. Lucruri ciudate pentru tine care pot apărea din partea unor rude sau din partea vecinilor. Hai să vedem, dragi săgetători, ce faceți voi. Chiar sunt curioasă. La baza pachetului, 4 de monede și cu regina de bâte. E clar că voi țineți foarte mult de un anumit statut, țineți foarte mult de ideile pe care le aveți, de persoanele din jurul vostru, țineți foarte mult de poziția pe care o aveți. Apoi avem temperanța, e cartea ta și e clar că astăzi reușești să găsești soluții pentru că vei fi în energia ta. Da? De asemenea, văd o posibilă împăcare sau o revedere, un compromis pe care îl faci. Luna, văd aici o legătură cu anumite zodii de apă, rac, scorpion, pești. Tot luna vorbește despre un moment de liniște, de pace. Luna, să știi că vorbește și despre o întâlnire la o vreme de seară sau despre teamă. Da?
teamă, însă vezi că intuiția te ajută extraordinar de mult. Zodia Capricorn. Dragi Capricorn, ce faceți voi? Pentru că e o zi foarte ciudată, da? E o zi în care Mercur intră în Taur pentru voi, pentru toată lumea, doar că pentru voi se intensifică așa comunicarea cu un copil, comunicarea cu persoana iubită, negocierile pentru o anumită afacere și uite că poți să-ți programezi și niște călătorii așa pentru sufletul tău. Nu neapărat în ziua de luni, dar vreo două luni cât stă Mercur pe aici, ai timp. Posibil doar să-ți vină ideile în ziua de luni. Doar că la un moment dat, Mercur ăsta se cam ceartă cu Pluto din Vărsător și e un moment în care pot apărea conflicte în relația cu copilul, pe bani, pe confortul tău, nu ți ajung banii sau cineva ia o decizie și ție nu-ți place. Vezi că ziua de luni nu e ok să cunoști pe cineva, da? Pentru că poți avea tot felul de surprize, care mai de care mai ciudate. Inițial lucrurile par negative, însă vezi că soluție există și surpriza chiar vine din ideea aceasta de a încerca să înveți niște lucruri noi. Da? Zona spiritualității te ajută foarte mult pe tine, iar Mercur în Taur te va ajuta foarte, foarte mult, chiar dacă va retrograda la un moment dat, dar te ajută. Da? Te ajută foarte, foarte mult. Activități pe care le faci împreună cu persoana iubită, împreună cu un copil, vrei să-ți pui o pasiune în practică și tare bine ar fi să faci asta. Tare bine ar fi pentru că uite acum ai oportunitatea, acum ai ocazia să faci asta. Hai să vedem, dragi Capricorni, hai că e de bine să știți. Regina de cupe soarele, o legătură cu zodii de apă, rac, scorpion, pești sau o legătură cu un leu. Păi uite, este o zi în care ai foarte mari emoții pentru un copil sau ai foarte mari emoții legate de vizibilitatea ta publică, legate de viața ta în general vorbind. Da? Apoi, 8 de bâte, multe, multe discuții pe care le ai astăzi și tot 8 de bâte vorbește despre comunicare, despre drumuri, despre succes, despre internet. Deci zona aceasta e foarte importantă pentru tine. Vești foarte emoționale pe care le primești prin intermediul mesajelor sau printr-un apel telefonic. E ceva ce se schimbă foarte rapid. 7 de monede. Uite, stai și analizezi ceva, te uiți în urmă, te uiți spre ceva anume. 7 de monede vorbește despre fie o legătură cu o sumă de bani, fie trecutul tău acum poate să bată din nou la ușă. Dar e ceva ce te pune în așteptare, dar așa cum ți-am spus, până la urmă te simți mulțumit, te simți împlinit. Zodia Vărsător. Da, dragi vărsători, iar zâmbesc. Cred că ați ascultat previziunile pentru săptămâna asta, dacă nu, mergeți și le ascultați. Păi, ce să vă spun, Mercur intră în Taur și asta înseamnă că apar discuții profunde, intense, în casă, în familie, chestii legate de schimbări, mutări, relocări, chestii legate de bani, de moșteniri, de bănci, deci aici sunteți foarte prinși. Ei, vă vin persoane în casă, mergeți voi în vizită, vă mutați, vă schimbați. Ideea este că la un moment dat Mercur ăsta, chiar luni, se ceartă cu Pluto din zodia voastră. Ei, și o să fie acolo de toate. Vedeți că voi sunteți cei care acționați și luați tot felul de decizii. Este adevărat, este o perioadă așa de câteva zile foarte intensă pentru voi, nu neapărat negativă, în care cam e nevoie să luați niște decizii. Da? Aveți parte și de niște surprize undeva mai spre seară, doar că această cuadratură poate da niște conflicte în casă, în familie, poate în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, pe acolo trebuie schimbată o strategie, să trebuie schimbat ceva. Unii vărsători pur și simplu aveți tot felul de cheltuieli suplimentare în casă sau aveți tot felul de discuții intense legate de o mutare împreună, legate de un drum comun pe care ar cam trebui să-l apucați cu cineva anume. Hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți voi, ce trebuie să știți. La baza pachetului, Marele Preot și 7 de monede, o legătură cu zodia Taur pentru unii dintre voi, dar văd și o așteptare, e ca și cum stai și analizezi aici o situație de conflict sau ceva anume. Fie este vorba despre o tensiune într-o relație, fie o tensiune în cadrul unui parteneriat, dar văd aici că stai și aștepți, stai și aștepți și te stresezi și tare tind eu să cred că tu te-ai cam săturat de așteptarea asta, cel puțin luni vei exploda. 3 de bâte, exact cum spuneam, vei acționa, 3 de bâte vorbește despre a-ți face planuri pe un termen mai scurt, niște drumuri pe care le faci pentru a rezolva o anumită problemă pe care o ai.
pot fi și probleme de sănătate, da? Probabil ai avut zilele astea sau o să mai ai o zi, două, da? Pot fi astfel de probleme, da? De ce nu? Treiul ăsta de bâte poate să vorbească și despre o primă victorie, o primă bucurie, adică lucrurile ușor, ușor se mai rezolvă. Zodia Pești. Dragi peștișori, ce faceți voi? Mercur intră în Taur pentru voi. Asta înseamnă că se intensifică foarte mult pentru voi începând cu ziua de luni. Drumurile, comunicarea, studiile, relația cu vecinii, relația cu anturajul și mai ales relația cu rudele. Acolo e intens pentru voi. Nu m-ar mira ca unii pești în ziua de luni să aflați tot felul de secrete, să aflați tot felul de lucruri ascunse, ciudate, legate de niște persoane din jurul vostru pe care le respectați foarte mult. Fie aflați de o schimbare pe care cineva a făcut-o și rămâneți și voi uimiți că nu vă vine să credeți. Pe de altă parte, este o zi în care ar fi bine să acorzi o foarte mare atenție drumurilor, discuțiilor, vezi ce vorbești, vezi ce spui pe acolo, vezi ce se întâmplă. De asemenea, este o zi în care relațiile cu ceilalți sunt importante, așa că atenție puțin și ce semnați, atenție ce faceți, ce negociați, ce promiteți și atenție și voi să nu dați din casă vreun secret care nu trebuie spus. Tot ziua de luni vine pentru tine cu niște surprize, fie o întâlnire surpriză cu cineva, fie un mesaj pe care îl primești de la o persoană pe care n-ai mai văzut-o de nu știu cât timp. Da? Nu sunt chestiuni care vă vizează în mod direct, asta e clar, doar că, așa cum am mai spus, e nevoie să acționați puțin diferit. Da? Credința e foarte importantă pentru voi, chiar zona spiritualității vă poate ajuta și unii puteți avea discuții în contradictoriu cu prietenii, cu anturajul. Voi spuneți, da, eu cred cu tărie că cerul e albastru și ceilalți spun, na, nu e albastru, e verde. Da? Fiecare îl vede cum vrea. Hai să vedem, magicianul și cu luna, dragi pești, ia atenție și voi pe dușmani ascunși perioada asta, da? Luna nu prea-mi place mie aici în combinație cu magicianul, chiar nu-mi place și cu patru de cupe. Da, unii pești e posibil să fie intuit că anumite persoane nu sunt pentru voi și acum uite că vi se arată practic acolo, practic vi se arată. O zi în care intuiția te poate ajuta foarte mult, dar este o zi în care ți se cere să-ți echilibrezi puțin emoțiile. Cumpătarea vorbește despre o legătură cu zodia săgetător, dar în acest context aș spune că pentru tine e vorba de echilibra ceva, da? De a încerca să te gândești și la tine, dar și la ceilalți. Și atenție pe un compromis astăzi, da? De mult timp ai așteptat un răspuns, uite că el vine astăzi, dar nu știu cât de pozitiv va fi. Pe de altă parte, este o zi în care stai și te concentrezi pe trecut, da? Sau poți să te revezi cu o persoană din trecut, cu trei de cupe văd aici o bucurie, o împlinire, doar că nu este până la capăt. Adică atenție foarte mare prin jurul tău. Sunt sigură că sunt pești care bănuiesc în jurul lor, se află niște persoane deghizate, da? Cu niște măști pe față care n-au intenții bune. Ei, îmi pare rău să vă spun, dar cam ies la suprafață aceste persoane și acum că vă place, că nu vă place, asta e partea a doua, dar bucurați-vă că vă eliberați, da? Vă eliberați, adică trebuie să tratați lucrurile cu maturitate. Atenție pe femei astăzi, da? În relația cu femeile. Cineva acolo care vă pune în așteptare, în legătură cu o ieșire, în legătură cu ceva anume, în legătură cu o petrecere. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de luni. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Da, sper să reușesc să postez la timp în următoarea perioadă pentru că mai am de desfăcut bagaje și pentru că mai am, da, mai am de căutat și lucruri pe care le folosesc eu pe aici, dar o să ne descurcăm cumva. Da. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi de luni cât mai frumoasă și să știți că această cuadratură între Mercur și Pluto nu este neapărat negativă, doar că va scoate la suprafață, exact ca o plăcintă aruncată în față, un adevăr. Da? Și e și cu dovezi palpabile. Atenție! Acum, adevărul ăsta eliberează. Da? Saturn de acolo în pești ne ajută și spune lasă lucrurile încet, renunță,
sacrificiu, asumă-ți și lasă deoparte. Nu ne apucăm și o dăm prin orgoliu, prin alte chestii, pentru că nu-i cazul, da? Chiar nu suntem ajutați, ci din contră. Vă îmbrățișez, gata, și să aveți o zi de luni cât mai frumoasă!